Salutare, prieteni! Eu sunt Cătălin aici cu voi, îmi scuzați freza, acum doar ce m-am trezit. Sunt aici cu moșul meu, Pacioagă. Moș de botez, bineînțeles. Ia uitați. Ce facem? Ce faci, moșule, aici? Uite, dau cu niște găinaturi, găini eu nu-l arunc și dau cu el la grădină. Adică îngrășământ natural. Îngrășământ. Cam și... cu asta fertilizezi. Da. Se aduce și pirul, se aduce și toate. Foarte, foarte tare. Și se îngrașe și pământul. Moșule, dar unde suntem noi aici? Unde? În satul Hurdușești. Satul Hurdușești, la ieșire din Strehaia. La ieșire din Strehaia. Da. Iată, văd că sunt curcani aici, sunt... Aici sunt oameni gospodari, nu-i așa? E frumos pe aici. Aia da. E curat. Am înțeles. Aici treabă. Aici doar cine nu vrea, nu face treabă, prieteni. Am înțeles. Deci, moșul meu chiar strânge tot bălegarul, nu-l aruncă. Și stai să vă arătăm aici. Ia uitați aici. Ia uitați. Nu se aruncă nimic. Totul se folosește. Este îngrășământ natural, prieteni. Ce mai zici, moșule? Ce să zic, băi, nepoate? Uite cum munca asta. Da? Trebuie pregătite de acum colo, vine primăvara, începe tăiatul viilor. Da. Pomii. Trebuie să-i aranjez și pe ei dacă vrem să facem răchiu, să-i dăm la guriță. Da. Și uite așa ne trece viața și timpul. Las, că e bine. Păi ce să zic? Stau eu la bloc, dar am muncit și la țară. Da. Ce faci, șef? Faci? Eu uite venit să aduc material aici. Uitați, prieteni. Vedeți, prieteni, cum se... fac legumele și fructele bio. Așa se fac. Scuzați impreza. Uitați. Curcanii. E o vreme foarte frumoasă. Sper că auziți ciripitul păsărelelor. Moșule, da. De-aia spune, e vreo poveste pe aceea, prin localitatea asta, ceva interesant? Nu, acolo e oameni bătrâni, nu e. Sunt oameni bătrâni, nu. Da. Nu, dar zic dacă e ceva pe aceea, nu știu, clădiri abandonate, nu. Fantome, strigoi din astea. Abandonate mai sunt, că au plecat, au murit bătrânii și n-are cine copii plecat, pe unde sunt plecat. Da. Da, e un sat mai așa, mai deoparte. E un sat mai deoparte. Mai izolat. Da. Ce circulă mașini picole locatari. Locatari. Hai, da. Și magazine sunt pe aici? Sunt. Nu. Nu e niciun magazin. A venit cu pâine de la ciocchiu, se aduce pâine la poartă, la om. Da, deci dacă vrea cineva să meargă la magazin... Pune plasa în gard, da. Banii în ea și aduce pâinea. Și el știe câtă pâine vine. Da, am văzut acum, am văzut adineauri. Iată, chiar este aici așa un cârlic, prieteni, unde pune oamenii plasa cu banii. Plasa cu banii.
și aduce omul pâine. Uite pe aia, uite că vezi clăigerul cu mladul. Ce sunt astea? Cleile cu fân. Mamă, cât fân, moșule. Băi, Cătăline, am mai văd dați asta. Nu o cunosc. Nu. Asta e Dacia lui Leo? Da, da. Serios? Da, nu știi, BH03 L9. Ia uitați, prieteni, în exclusivitate aici pe canalul nostru. Da, ia vină încoase, ne povestești. Ia uitați, MH03 LO. Incredibil, prieteni. Ia uitați. Ia uitați, și aici. Dacia zici că e al lui Leo, nu? Ia vină încoase, ne povestești. Ah. Am înțeles. Uitați, asta e prima Dacia al lui Leo, Dacia 1300. Pe timpul ăla era o mașină de lux, aș putea spune. Nu-și permitea oricine. Și bineînțeles că el a vândut-o și omul a ținut-o. Ia uitați și numărul, MHLO. De la Leo. Dacia 1300, vedeți, acum vă dați seama, a trecut foarte mult timp. Rugina își pune cuvântul. Da, te văd că mai este funcțională, văd că are și casetofon. Cheile sunt în ea. Ia uitați, prieteni, aici și sunt oameni gospodari, ia uitați cât fân, lemne, bineînțeles păsări, curcani. Așa este la țară aici, la Hurducești. O zonă liniștită, frumoasă. Ia uitați, după cum puteți vedea, este curat. Vă invit și pe voi, dragi prieteni, să veniți la Strehai aici, la noi, la Hurducești, să admirați peisajul. Vă zic și... Da. A avut oi, măi, a vândut oi. Ce a avut? A avut sute de oi. Oi? Da. Dar nu mai are nimeni oi pe aici? Nu mai are. A avut și ăsta, a avut mașina aia, iar la fel. Aha. Nu mai le-a vândut oameni bătrâni, ce spune. Pleacă de chiar aia. Da, da. Salut, salut! Nea Iancu, m-a văzut. A, încă nici te cunoaște. Ba, mă cunoaște când sunt. Mai zi de aproape. Vede, de ce nu? Iam cum mai vede. Când vede, când vede, paharul vede. Ia uitați, prieteni, cum se plimbă găinile la țară. Ia uitați, găinile se plimbă la țară în aer liber, iarbă. Astea sunt găini bio. Astea. Se plimbă în liniște, au libertate. Și curcanii la fel, ia uitați. Frumos, ce să zic, prieteni. Ia să vedem ce mai face moșul aici. Moșule! Unde plecă? Uitați. Asta e micuța grădinuță.
Moșule, dar ce mai plantezi mata pe aici? Roșia, cheie, castraveți. Da? Uite că le-am curat, am fântână aici, cu pompă. Aici ai fântână, ia unde? Oh, am izolat-o. Așa, izolat-o ca să nu înghețe. Să nu înghețe, că ei pun pompa. Aha, aha. Am avut toată grădina asta cu lucernă, dar pe mă, ce lucernă. Mi-ajunge până acolo și la paria aia. Da. Roșii. Oricum e frumoasă zona asta, îmi place. Păi da, uite ușnița, dacă nu este apă, de acolo. Acolo e ușnița? Da. Aha, aha. Ia mă duc să văd hușnița, să văd. A, stai că ne-am întâlnit cu domn Neaiancu. Stai să văd. Ia stai să văd, el o fi. Nu mai văd nicio bine. Neaiancule, tu ești? Eu sunt, da. Ce mai faci? Ce să fac? Uite, mai veni și eu pe aici, așa, în Hurducești, să văd cum mai e zona pe aici. Cu cine veni? Cu nea... Cu cine pașoagă? Da. Ce filmez? Ce să-mi filmez? Uite, aici ne vede Leo, patroana. Ha? Păi da. Iată, salut, prieteni! Să rămână! Acum, bă! Da, de aici, e, de aici se ia apă, nu? Aha. Mata, numai de aici e apă, a? Am și acasă pompă, am furat. Da, asta e mai bună de băut. Mai e bună, bună și asta, că l-am luat la liză, da. Ne-am obișnuit aici cu apă de asta, de sulf. De... Aha, asta are cu sulf, cu nebunii. Aha. Păi te văd că și rațele stau acia. Aici stau ăștia, asta lui Ion. Mamă, ce faine sunt rațele. Aha, aha, și de aici se ia apă, nu? De aici, dacă... Dai drumul la robinetul ăla. Dar curge mai tare, dar cred că de dură drumul ăla. Dar la unde trebuie cu gâleții de apă cu acel? Păi și ce e aceea, foraj? Da. E la 150 de metri. Aha, tare. Bine că am și acasă, am tras cu ei. Ai tras mata? Da. Dar am foraj și eu și ăsta. Aha. Bine. Mata, bine, sănătos. Bine, sănătos, am peste, tai la vie, copil. Tu pe unde lucrezi? Tot pe aceea, prin zonă. A. Acum lucrez la YouTube. Cât e salariu? Minim pe economie. Cât e în mână? Cât să te descurci. 14, 16, 18. Cam așa. Uite, trebuie să întrebi tu. Măi, la ce udă? Face zi. Ce face? La grădină, pe acolo. Cine conduce, tu? Eu conduc. Vine a Costelul, ce faci, mă? Bine, să nu-mi spui... Neaiancule, dar mata câți ani ai? 62. 62. Da, mă, și nu-mi mai găsești. Mult înainte. Acum e de mult. Deci că trăiesc mult, dar puc pensia, dacă nu, nu. Și grădina, v-ați apucat de ea? Uite, am grădină cu alea asta, nu pot să... Nu pot. Că nu știi tu ce grădină are cu alea. Cum să nu știu? Păi ba, cum, știi? Nu știu. Aoleu, de asta te-am întrebat. Am băgat, doamnă, băgăm o tusară pe aceea, așa? Aha. Și acum trebuie să o bărigăr. Iei apă, băi! Și mata, pe unde mai mergi, pe unde mai umbli? Nu mai de colează, sunt calnic. Dar din vara mai fac un acoperiș de casă, mai fac o... Am înțeles. Frumos, îmi place aici, că e liniște, așa, soare, frumos. Uite, că îți arăt corea așa, grădina. Ia. Îți arăt grădina, îți arăt că nu-ți arăt nimic. Da, acum, dar nu v-ați apucat acum de ea. Măi, copil, a fost ud, mă. A fost ud, a fost vremea. A fost și ploi, a fost și... De asta, că știu că și mata tot când erați la parcare acolo. La grădină, la... La, da, mata te ocupai, nu știi? Cine? Iată. Faci eu aici grădina, vii tu, cu Costel și... Să vezi ce face Iancu. Da, ia uitați prieteni ce e aici, frumos. Și-am părat dealul, nu mă, acolo. Știu, voi tot ce se vede aici. Ai grădină mare.
N-am cumpărat nimic, copil. Da. Bine, neamcule, hai, numai ne auzim. Hai, sănătate. Mă duc la neamoșu. Astăzi un prieten pe Neaiancu, om de treabă. Mergem la moșu, să vedem ce face, ce mai zice. Gata, a venit apa, moșule. Gata, uite, da. Dar, moșule, cine a făcut forajul ăsta aici? Pe timpul comuniștilor. Deci de la comuniști? De la comuniști, dar s-a mai înfundat ea acum. Dar ia spune-mi, aceea în localitatea asta este apă curentă? Nu, au oamenii nu, apă? Au băgat instalația, dar nu apă. Au băgat instalația, dar n-au apă. Instalația a băgat-o, da. Pălea, majoritatea au fântână, ia să apă la 10 fântână. Mii. Hai, da. Deci e zonă da. Cu apă. Zona care plutește pe apă. Da. Păi și eu și Coloșa, la 15 metri unde am furat eu, cumnatul mi-a furat în curte și cu la pătul ăla în el. Aha. Are apă de pe la mașinile vara, da. Stau că eu vin cu generatorul. Ce face? Vin cu generatorul, mi-a cumpărat generator de curent. Da. Îl pun la pompă, îl pornesc și ud. Ce vă, că 20 de metri să ce presiune la apă și furtuna așa de gros. Ia uzi. Și aici ce era, moșule? Dar uite că acum n-am mai făcut grădina. Aici, aici ce e? Acu e grădina asta? Asta e de la străia. Acolo era o baracă, uite, la pomii aia. La pomii aia? Stătea pazici, dracul la acolo. Păi? Păza la pună, uite, era depozit de mere, de drăguri. Aici? Păi erau mere, erau... Plantat eu până... Când de mult asta? Ai, sunt. Acum... Până în Revoluție a fost. Până în Revoluție după aici Revoluție, erau plantații da? de pomi. Și da, ce pomi erau? Mere. Vișini. Ia auzi. Exact, prieteni, așa cum ați auzit, aici erau plantații de pomi fructiferi. A pus-o în 80 când m-am căsătorit eu cu Mariana. Atunci a pus. Atunci? Da. După Revoluție s-a dus, da. S-a terminat. S-a terminat tot. Ia auzi, prieteni. A terminat comuniștii tot. Adică comuniști. Pe comuniști a făcut, da. Da, deci comuniștii atunci au terminat tot. Da. Uh-huh. Asta e situația. Da. Foarte int. Uite, și cu alea nu am apă întotdeauna. Mai luam și la mersiuri, la deale, dar... Dacă tot vin cu gunoi, asta e, mă, că iau de cu alea și gata. Da. Și asta e și mai bună, că e foraj mai adânc. La sute de metri ce ai. Da, mi-a spus domnul Iancu acum, e la 150 de metri. Da, dar cu s-a mai înfundat. Deci asta e apă curată. Apă. Da, asta e cea mai curată apă. Că iese la 150 de metri, zi. Îți dai seama că... Am mai încercat să mai despunde cu pe aceea, dar nu. A intrat în sâc. Da. Haide, cum bea vaca apă. Ca la țară, mă, nu poate. Așa e la țară. Așa e frumos. Oh, oh, nu te speria. Poate așa. Hai, bea tu. Bea până auzi. O mustără? Dar cu apă. De unde luăm și noi lapte? Are? Păi spui, Mariana și când ești, spui că e... Are bonat așa și tu prește, mâine de, de la asta? De la asta? E la lui cumnatul meu. A lui Lucica, lui copilul. Aha, aha. Are și bițaua, are bițaua. Are lapte bun, cred că. O, ai de mult. Mai ales acu iarnă. Dar are bonat din ăsta și mai ales iarnă acum. Cât o fi? 25-30 de litri. Da, e un lapte... Păi tu din piață, dar e cu... Nu-i ca asta, da. Asta cu grăsime, cu alea. E cu una aia. Asta e de boadă, are. Asta vezi pe fata ei, e cât ea. Dar n-a venit de vițel.
Deci cam atât, prieteni. Mulțumesc că m-ați urmărit. Eu am fost Cătălin, aici cu moșul în spate. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal în cazul în care nu v-ați abonat. Și să dați un share, să vadă cât mai multă lume cum este aici la noi, la Hurducești. La revedere, pe data viitoare!